Vă binecuvinez în toate inima pe voi pentru acest motiv că sunteți tineri și că îl căutați pe Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a început propovăduirea cu 12 apostoli. N-a ales mai mult. Și voi cât sunteți, puteți să duceți cuvântul lui Dumnezeu mai departe, să puteți avea alți prieteni ucenici, așa după cum apostolii au avut și ei ucenici și au dus învățătura Mântuitorului Hristos pe fața întregului pământ. Voi sunteți ucenicii lui Hristos. Misiunea voastră nu este ușoară. Misiunea voastră este grea. Este ca și a noastră preoție. Și poate mai grea este a voastră, că voi sunteți între oameni. Prietenii voștri, acolo unde lucrați voi, sunt cu simțăminte lumești, cu simțăminte omenești, cu simțăminte de a trăi viața aceasta pe pământ, cât se poate de comod. Vă este greu, vouă, ca să puteți convinge dintre colegii și prietenii voștri niște tineri ca să meargă pe drumul vostru. Dar voi căsniți-vă, voi faceți lucrul acesta pentru că vă aduceți aminte că Mântuitorul Hristos nu s-a deznădăjduit și că a pornit cei 12 apostoli și ales pe el. Duceți voi mai departe credința în Dumnezeu. Duceți voi mai departe, fiți misionari ai Evangheliei și ai învățăturii lui Hristos. Ceea ce nu puteți voi împlini, va împlini Dumnezeu cu puterea mea. Ați venit aici cu toată dragostea, încă o dată vă binecuvintez din toată inima, că și aici, ca și peste tot unde ați fost voi, îl căutați pe Dumnezeu. În fiecare loc unde vreți, îl găsiți pe Dumnezeu. În fiecare biserică unde vreți, îl găsiți pe Dumnezeu. Și adăugând fragment cu fragment, după unde mergeți voi, și cunoștință de cunoștință pe care le căutați în fiecare biserică sau loc, veți face un bagaj de cunoștințe creștinești, în care vă vor mântui nu numai pe voi, dar care vă vor ajuta să explicați și să duceți mai departe. Bisericuța aceasta noastră, Gărgănescu, este o bijuterie, ca altă bisericească. Este o bijuterie și așa cum v-ați spus, este unica în felul ei, pentru că unic în felul lui a fost cel care a făcut-o, Părintele Arsenie Boc. Mi-am dorit întotdeauna ca să pot să fac o biserică frumoasă. Când am fost și o tânăr ca voi, de atunci, de la tinerețe, am venit aici. Am 54 de ani de când mă stăresc aici, s-a fost. O să admit. Dar m-am implicat în toate nevoile lui spirituale și am făcut biserica ca cineva. Biserica aceasta pe care vedeți, inițial a fost foarte mică. Inițial avea o tindă aici. Era un pod de jos, mai jos decât ăsta, era ca o căsuță cu o cameră. Mi-a ajutat Dumnezeu, sfârșit, ca să o fac așa cum este. Toată arhitectura este făcută de mine. Toată subțidirea este făcută de mine. Și din tot ce a fost vechi, nu mai sunt decât 3 metri de zid, de jur împrejur. Restul tot este înălțat cu polele și totul este făcut de bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. După ce am construit biserica, în 1967, l-am cunoscut pe Părintele Arsenie, care lucra la mitropolie. Făcea pictură în mai la atelierul Patriarhiei.
Mi-a plăcut cum a lucrat, am văzut ce meticulos o creează. Am văzut că este o față bisericească. Și dintre toți care erau în atelier, l-am ales pe el. L-am rugat să vină la mine, am făcut devizul, ne-am înțeles. Și începând din vara lui 67, am început lucrarea aici. Mi-am dorit întotdeauna ca Dumnezeu, mi-am dorit întotdeauna ca să am o biserică, nu mare, monumentală. Pentru că monumentalitatea reprezintă lumescul, reprezintă mândria, reprezintă totuși imensitatea în care te poți pierde. De multe ori te poți ruga mult mai frumos și mult mai intim într-o bisericuță mică și caldă. Mi-am dorit ca să îmi trimite Dumnezeu niște oameni cu care să pot să fac o biserică frumoasă, frumoasă, cum o visam eu acum aproape 30 de ani. Și a făcut Dumnezeu, mi-a ajutat Dumnezeu și l-am cunoscut pe Părintele Arsenie și am început lucrarea cu el. Părintele Arsenie a fost un om deosebit, a fost un om înzestrat cu multe calități, înzestrat cu calități sufletești spirituale deosebit, în mod deosebit, cu har pentru preoție și cu talent de a pune plastic tot ceea ce gândește pe perete. Este ușor să-ți imaginezi că oamenii vor învia cu trup spiritual. Dar ce este foarte greu să-ți imaginezi cum ar arăta un trup spiritual. Părintele Arsenie a avut această imaginație, care eu s-o pătesc că a fost o revelație de la Dumnezeu, această imaginație a lui, de a face ceea ce se vede în biserică și de a arăta prin învierea Mântuitorului Hristos cum arată un trup spiritual. Ne vom veni ulterior și la explicarea icoanei învierii Domnului. Părintele a lucrat mult aici, extraordinar de mult. Din 67 în 82, cum spune acolo Pisanie, 15 ani. Noi suntem, după regulament, datori ca 13.000 un pic ori să-i dăm biserica pereții gata de pictură, adică gletuiți. Gletuiți doar să pună pictura pe ei. Când a venit Părintele Arsenie, aveam biserica din grunt. Niște înguite merea. Părintele Arsenie a pus mâna pe găleată, pe bidinea și pe cea trebuit, pe șpal, pe sau cum se numește, asta cu care spaclu, da? Și a gletuit pereții. Când tot ce a se vede aici, este mâna lui Părintele. A gletuit pereții. După ce a gletuit pereții, Părintele a început să facă pictură. Părintele a fost, până la luat eu, pictor de categoria categoria 3. Biserica mea era socotit și parohia de categoria 3, având numai 200 de familii. Ei așa categoriseau după stare economică. Aveau 1000 de familii sau nu știu ce, categoria 1. Avea 200 de familii, categoria 3. Și Părintele a venit și a dat voie să vină aici socotitul de categoria 3. Părintele a început pictura. Devizul bisericii noastre, picturii noastre, a fost de 33.000 de lei. Iar harul pe care l-am, adică ce-am dat noi în plus, ce prevede contactul,
4.000 de lei pentru portretul patriarhului, ridicându-se totalmente la 40.000 de lei. La 40.000 de lei. Am început pictura. Era socotit metru pătrat 90 de lei. Asta în 67. 90 de lei. Părintele Arsenie nu s-a uitat la preț, nu le interesa materialul. Îl interesa să facă ceea ce gândea el în viziunea lui. Și a început în toamna lui 67 să facă pantocratorul. A lucrat de luna august, septembrie, octombrie la pantocrator. La Domnul Iisus Hristos. S-o pătriți dumneavoastră că nu sunt mai mult de numai medalionul din mijloc, pantocratorul, afară de evanghelici. S-o pătriți că nu sunt 3 metri pătrați, nu, sunt 2 metri pătrați. Și că asta a costat 180 de lei. Și a muncit omul într-o toamnă întreagă. Părintele Arsenie a lucrat cu răbdare nemaipomenită. El a stat în casa mea, eu stăt în casa palmiară. Încercam ca să îl accelerez puțin, să picteze mai repede. Dar bineînțeles că tot ceea ce vedeți aici este o pictură originală. Că asemenea pictură nu se găsește în nicio biserică. Că toată pictura aceasta noastră este făcută de scene biblice. Că este foarte ușor ceea ce fac pictorii noștri care sunt interesați materialmente, este foarte ușor să tragi cu șablonul doi sfinți pe un perete și să umpli peretele și în două zile, în trei zile să faci un perete. Și este foarte greu să faci 100 de sfinți sau mai mult cât avem noi acolo pe peretele acela. Deci Părintele nu s-a n-a ținut seama de interesele omenești sau interesul material al bisericii și a ținut seama ca să realizeze ceea ce dorea el, adică o pictură deosebită, o pictură model, o pictură care să rămână în biserica noastră ortodoxă ca un document, ca o documentație, că biserica ortodoxă este un tezaur nesfârșit de bunuri spirituale, de spiritualitate și de înaltă învățătură creștină. A pornit la această treabă, făcând în biserică ceea ce vedeți. A pornit de la ideile pace. Adică a vrut ca aceste idei spirituale să le lege totuși de lumea practică. Și a făcut această scenă de stânga bisericii, pe care a intitulat-o pur și simplu sus de les, Biserica și Lumea. Deci a legat Biserica de Lume. Și a făcut această parte spirituală, partea de sus este partea spirituală și partea de jos este partea lumească. Aceasta diagonală, așa, care desparte susul galbenul de jos, brunul, așa, desparte lumea spirituală de lumea materială. Sus, acolo unde vedeți dumneavoastră și unde se pare că este foarte simplu, trei chipuri de soldați, nu? Sunt toți soldați. Aceste chipuri nu sunt decât același om, când e tânăr, când e la jumătatea vieții și când este bătrân. Înțelegând Părintele Arsenie că așa după mostașul este ostaș de la tinerețe până la bătrânețe și își păstrează credința și datoria de a apăra patria sau de a apăra votarul sau acolo unde e pus cu arma, tot așa omul creștin
este dator să apere de la tinerețe până la bătrânețe ca un soldat credincios, să apere credința în Dumnezeu și învățătura noastră creștinească, să nu rătăcească. Acolo este Mântuitorul Hristos, care prin blândețea Lui s-a mai văzut icoana aceasta. Cu semnul cu mâna spre cei de jos care trăiesc în păcate, chemându-i, veniți la mine. Marele mesajul al lui Hristos. De-aia și venit din cer spunând, veniți la mine, adică nu vă duceți în Pierzania. Jos acolo unde vedeți cercurile alea, în colțul ăla, acolo sunt toate credințele greșite, toate credințele greșite. Toate credințele greșite, absolut. Tot ceea ce, și din yoga, din învățăturile indiene, așa, care nu au judecate minimale, care ei cred în reîncarnare, că nu este judecate, că sufletul se reîncarnează în alt trup, acolo sunt, în formă de gogoși, toate credințele greșite, așa, care bântuie sufletele oamenilor. Și acolo scrie pe fiecare credințele greșite. La mijloc este un călugăr care se luptă pentru lepădarea de sine. Și lepădarea de sine, așa, este prin smerenie, dragoste și credință. Că el este bătut de vânturi și de credințele greșite, vedeți cum demonul din dreapta de acolo, diavolul, că îi spune lapsi, ca un prost coboară de pe cruce. Dar omul smerit și credincios are această lepădare de sine prin răbdare, smerenie și dragoste. A jos de tot, în colț, arată credința greșită a științei. Știința este făcută de oameni. Sunt oameni și nu este altceva știința decât sau negarea lui Dumnezeu decât mântria unor oameni care li se pare că ei au descoperit niște adevăruri fără voia lui Dumnezeu și fără ajutorul lui Dumnezeu. Și aici în colț arată un om de știință, acesta care este cu cartea, un om de știință. Și dincoace sunt doi oameni, așa de mare știință. Renan, francezul, care a scris despre Iisus, așa, și care l-a tăgăduit pe Iisus. Și Nietzsche, cu supraomul, care l-a dărâmat definitiv. Și aici scrie Renan, oamenii l-au creat pe Dumnezeu. De ce nu e Dumnezeu? Oamenii l-au creat pe Dumnezeu, zice el. Iar Nietzsche, cu supraomul lui, că nu există Dumnezeu și mai omul, supraom este Dumnezeul lui, Nietzsche răspunde, iar eu l-am omorât. Adică oamenii l-au creat, dar Nietzsche l-a omorât. De aceea și în mod cu totul semnificativ, Părintele trage această culoare, așa, peste fața acestor oameni de știință care l-au legat pe Hristos, care au fost foarte mari oameni, Nietzsche și Renan. Încoace arată valurile vieții. Valurile vieții. Valurile vieții înseamnă păcatele. Toate păcatele. Toate păcatele, absolut. Ingenioritatea lui Părintele și smerenia lui și cumințenia lui a fost în așa fel ca să vezi niște capete, să vezi o mare ca un ocean și totul să nu te turbure nimica. Nu se vede nimic decât perete, nu? Aici este o femeie desfrânată, dar nu se vede nimic absolut. Decât atâta.
Dincoace, la fel. Dincolo demonul care îi le duce facra a răului înainte și ei se neacă în aceste plăceri lumești. Dar este atât de, cum să spun, simbolic aproape făcut. Nu a venit cu niște culori să facă niște chipuri care să te să te tulbure. Așa. Și este absolut ceva simbolic. Ușor, ușor de tot. Aici arată războaiele. Fără de legile atrag pustiirea pământului. Și pentru că acolo în Pisanie spune, lucrat 15 ani cu multă migală și documentație. Toate aceste texte scripturiste, așa, sunt însemnate, iacă aici, fără de lege atrage pustirea pe pământ, înțelepciune 5:23. Adică te trimite exact la scriptură, la textul care spune. Cel care este cu sabia nu este altul decât cel care vărsa prima dată sângele. Cine este? Hai. Urmașii aceștia sunt războinici. Războinici. Și mulți când au venit, care n-au știut, au spus lucrul ăsta. Bine, dar ăștia sunt soldați de acum, dar ei nu știu cu căști, cu nu știu ce, nu? Nu sunt din timpul lui Cain. Că Părintele a zis, așa, și ăsta este adevărul, toți care scot sabia, toți care omoară, toți sunt urmașii lui Cain. Deci, toate fără de legile astea, așa, sunt urmări ale păcatelor noastre și urmări, așa, care duc neamul la pâine. Mai departe, aici în colț, este Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Biserica Ortodoxă este foarte spiritualizată. Am întrebat pe părintele și îmi pare rău că nu știam că o să plece așa de repede, că poate l-aș fi întrebat mai mult. Mi s-a părut mie ca om laic, așa, ca un om laic, adică nepriceput în cele ale artei picturii, că parcă este așa mai, parcă neterminată, nu? Parcă o pictură neterminată. Zic, părinte, ar fi mai multe culoare aici, mai legate de pământ și nu știu ce. Așa, pentru ca să-mi spună el așa foarte blând, miră el. Zice, păi părinte, tocmai nu vreau să o leg de pământ, pentru că ea e spirituală. Ea trebuie să arate așa ceva ca un simbol. Nu trebuie să o leg cu culori de pământ de aici. Deci, aceasta este Biserica Ortodoxă, Biserica Sfânta Sofie, e altfel. Biserica Sfânta Sfântului, iar aceasta este o biserică romano-catolică care arătând că aceasta este foarte monumentală, foarte monumentală, dar ea nu spune atât cât spune Biserica Ortodoxă. De încolo pe cruce jos este Sfântul Apostol Petru, răstignit, cei care a cerut personal să fie răstignit cu capul jos, așa, pentru că el nu merită să fie răstignit ca stăpânul lui, ca Domnul Iisus Hristos. Sus sunt medaleoanele. Medaleoanele. Care, într-adevăr, Părintele a fost nu numai un spiritualist, adică să aibă niște viziuni spirituale despre ortodoxism, despre scenele biblice, dar el a fost și un foarte bun portretist. Portretele lui sunt portrete în care vorbesc. Iată călugărul ăsta, călugărul Staris, la mănăstirea din Moldova. Primul Staris, primul călugăr, Paisie. Da? Uitați-vă, dumneavoastră, parcă vorbește. Uitați-vă, parcă este viu. Parcă ai stat să-l întreb ceva. Dar cu toate astea,
El este o figură spiritualizată, o figură de om, așa, care se preocupă de cele spirituale și care nu este deloc preocupat de cele materiale. Și am văzut mănăstirile din Vâlcean. Am văzut mănăstirile din Moldova. Am fost și am vizitat aproape toate mănăstirile din Moldova. Și am văzut Agapia, pictura lui Grigorescu, care este o pictură excepțională, nu ca artă bisericească, ci ca artă în sine. Nu ca artă bisericească, ci artă în sine. Pictura care se făcea atunci, culorile care se găseau și tehnica cu care se picta atunci a făcut ca să se mențină, pictura aproape proaspătă și acum, după atâtea sute de ani, așa cum se vede. Dar nu este o pictură spiritualizată. Intrând în biserică, în partea dreaptă, pe peretele acesta, la mănăstirea Agapia, sunt doi sfinți. Nu mi-aduc aminte care, dar uite, avea nu semnați. Doi sfinți. Nu știu dacă ați văzut mănăstirea Agapia, ați fost, nu? N-ați fost. Dar acești doi sfinți sunt ca niște gladiatori, voinici, grași, roșii la față, niște gladiatori. Zice-se că așa proceda Grigorescu. Vedea un om frumos pe stradă sau o femeie frumoasă, o aducea aici, o picta și făcea după ea un sfânt sau o sfântă. Dar acei doi gladiatori de sfinți, iubiților, vă rog să credeți că nu reprezintă nimic din spiritualitatea ortodoxă. Că sfinții sub nicio formă, așa ireau, așa ireau, așa ireau, așa ireau, și în niciun caz groașă rotofil cu niște roșii la față. Doar e frumoasă pictura, dar e o pictură laică. Nu este o pictură spiritualizată. Bisericească doar ca să sfântul putare sau sfântarea. Părintele a vrut să dea personalitate așa tuturor scenelor biblice, așa cum el le-a știut, cum le-a citit. Poate că nimeni nu știa Scriptura așa de bine ca Părintele. Pentru lucrul acesta l-a înțestrat Dumnezeu ca să facă ceea ce a făcut. Am pictat 15 ani, să mergem mai nimic, am pictat 15 ani la biserica aceasta. Dar bineînțeles, Părintele a pictat de primăvara până toamna. Că iarna nu s-a putut prin prim, că primăvara nu s-a putut, după Paște, cam din mai până prin octombrie a pictat. De aceea 15 ani, mai bine degrabă înseamnă 15 de ani, nu? Așa. Pictura pe care a făcut-o Părintele este pictură în miniatură. Pictură făcută cu pensul la numărul 1, 2, 3, 4. Atâta. Și am să vă arăt acolo, la icoanele din față, așa, câtă migală a putut omul acesta să depună aici și o câtă răbdare a făcut ceea ce pune. Tot ceea ce vedeți aici e de mâna lui și de aceste pensule, numărul 1, 2, 3, 4, toată suprafața aceasta, numai el, și nu este nicio, măcar pentru un normal ornament, să fie întrebințat foarte mănăstrâi. A căutat să dea viață și să lege tainele bisericii de viața religioasă a lumii. Mergând aici, vedeți un botez. El a făcut Sfântul Botez, care e una din tainele bisericii, prima taină, care e ușa intrării în creștinism. Și pentru lucrul acesta, el a făcut aici taina botezului, nu arătând figurile atât pe care le-a făcut. Și s-a întâmplat, Părintele a făcut fără să știu eu, sub nicio formă, eu n-am vrut să fac niciodată, ca să am un portret al meu aici, sau nu știu ce, că nu este așa în viziunea bisericii și a smereniei bisericii. Dar Părintele a făcut singur treaba aceasta, făcând botezul unui copil. Părintele Marcel Mihăiescu, așa, a fost consilier la Patriarhie, care și acum
este preot la Sfânta Maria, Biserica Sfânta Marie, la Mavroghenii, acolo la Mavroghenii. Asta e soția lui Nașe, ei au botizat copilul. Așa, asta sunt eu și soția, când eram tineri. Asta e băiatul meu și nora mea. Așa, și asta este bunica, soacra mea. Nu pentru asta a făcut el lucrul acesta, dar el a făcut pentru taina în sine. Că acolo scrie următorul lucru, Sfântul Arhanghel Gabriel, și scrie aici, la botez, taina botezului, așa, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Va să gândi într-o dată o taină, se va boteza, așa arată botezul. Iar cel care nu va crede, se va osândi. Bucurați-vă că și numele voastre sunt scrise în cer. Asta a vrut să spună cu botezul. Mărturisirea, mărturisesc un botez. Adică, ce înseamnă botezul? Vedeți? Numai el putea să facă lucrul acesta, pentru că era un teolog, care un pic simplu, așa, care, păi ce știe el de asta să spune el? Așa, schimbare aduce botezul în sufletul omului? Botezul aduce nașterea din nou din apă și din Duh. Prin apă și Duh, omul se naște din nou, așa cum citim noi la botez, lapă de pe omul cel vechi și se îmbracă cu cel nou după chipul Creatorului său. Deci, primul punct, nașterea din nou din apă și Duh. Îmbrăcarea în Hristos și unirea cu Hristos, cu persoana și cu învățătura sa. Deci iată învățăturile, așa, pe care Părintele le expune, pentru asta a făcut botezul și a făcut chipurile astea, exact pentru ca să arate învățăturile astea. Comoara. Și al treilea, înzestrarea cu talente. Adică, aduceți aminte noi când botezăm și facem mirungerea copilului, cum zicem, pecetea darului Duhului Sfânt. Și nașul zice amin, pecetea darului Duhului Sfânt la frunte, la ochi, la gură, la piept, pentru credință, pentru înțelepciune, pentru lumina ochilor, pentru auzi, pentru toate. Deci toate darurile acestea se dă copilului la botez. Și Părintele a vrut să arate ce aduce botezul, toate darurile acestea se pare. Și în plus, ce mai are copilul la botez? Abia atunci la botez, că zice că copilul când se naște, are un înger care îl păzește, nu zice așa? Se naște cu un înger care îl păzește. Îngerul vine abia la botez. Uite, prin botez mai capătă copilul un înger păzește. Abia de când se botează, îngerul îl ia în primire pe copil. Deci, dacă sunt învățături bisericești pe care Părintele le-a pus pe perete și pe care Părintele așa ni le-a lăsat de aceea ca moștenire. Iubiților, am vrut să vă spun, toate aceste picturi și scene biblice sunt însoțite de texte religioase scripturistice. Vedeți dumneavoastră drumul acela, arcada aceea, diagonala aceea, care este plină de scris de sus până jos, așa, și că acest scris vă închipuiți câte migale pretinde, ca să te apuci așa și scrisul acesta, nu este un scris obișnuit, este un scris pictat. Vedeți cum este așa, Hristos face din păcătoși sfinți. Prin urmare, ca să vii și să faci atâta text și să scrii lucrul acesta, așa, asta înseamnă să vină că o supra. Măi copii, fetele acelea sunt cele trei sfinte. Femei sfinte. Prima este Maria Egipteanca, da? A doua este Elena. A doua este Maria Magdalena. Și a treia este Sfânta Fecioară Tecla. Despre Maria Egipteanca știți viața ei. Când a intrat în biserică, spune, așa la preoterie, preotul citea Evanghelia în care spune, cine vrea să vină pe mine să repede Sfințul și a crucea să vorbeze mine. Ea, care era foarte păcătoasă, a fost foarte pătrunsă de cuvintele acestea.
Așa. Și imediat, după ce a ieșit din biserică, nu s-a mai dus acasă și a plecat în pustie. Și în pustie a stat 47 de ani, ajungând la portretul pe care îl vedeți aici. Nici nu zici că este femeie, zici că este un bărbat atât de slab, era și biografica ei spune că se sălbăticise definitiv în pustie și că a fost anunțată ca să fie că sfârșitul ei se apropie și a mers un călugăr care a întâmpinat-o și a aruncat-o haină și a venit în sfârșit. Istoria ei este foarte frumoasă și foarte, foarte semnificată. Dincolo este Maria Magdalena, care arată serenitatea, bucuria de a fi văzut prima pe Domnul Hristos în ea. Cea de dincolo este Sfânta Tecla, prima fecioară care a căzut, mucenic care a căzut pentru căzătorul Mântuitorul Hristos, după cum, după Mântuitorul Hristos, primul care a căzut din partea bărbaților este Sfânt, primul mucenic, Sfântul Ștefan. Venim la icoana cea mare a Învierii Domnului Hristos. Îmi pare rău că nu avem lumină. Noi avem aici niște lumini frumoase care au arătat ca așa aruncate pe săritură, îi dă valoarea care este foarte frumoasă, valoarea pe care o merită. Să arată ideea pătrunzea culorilor. Iubiților, aceasta este, am impresia sau poate convingerea, că este unica icoană din lume. Să mă ierte Dumnezeu dacă poate sunt atât de încrezător în problema asta sau poate sunt atât de, nu mândru, n-aș putea să zic mândrie. Dar este credința mea că asemenea icoană nu se găsește în toată lumea. Și de ce nu se găsește? Pentru că toți pictorii noștri, toți care au pictat biserici, au fost oameni laici, au fost oameni care n-au cunoscut Scriptura, au fost oameni care au avut talent de la Dumnezeu să facă portrete frumoase, cum sunt și ăștia care desenează, nu? Și ai văzut și pe la munte și pe la mare, te duci și gata, ia stai acolo și în 10 minute îmi sunt feroră, ți-a făcut portretul și nu știu ce. Sunt talente de acestea, așa, dar sunt talente omenești. Ți-a dat numai chipul, dar nu spune nimic ce e în suflet. Ori Părintele a făcut aceasta, e toată Spiritul Sfântă, având în misiunea Lui, cum va arăta? Cum arăta El Hristos când a intrat pe ușile cuiate? Cu ce trup a intrat? Ce trup se trebuie să ia mult El? Cum vor fi trupurile noastre la Înviere? Că spune Valență Scriptura spiritualizată, dar cum ar arăta El? Și atunci, Părinte, din toată această gândire a Lui, așa, a reușit să facă această icoană a Învierii, care încă o dată vă spun, cred că este unica în lume. Eu, din câte am văzut în țara noastră, toate mănăstirile nu există. Și nu cred că nici în altă parte, pentru că toți pictorii noștri, au spus, au fost laici și nu au fost teologi, însă Michelangelo, așa, a fost un om laic, așa ca și Leonardo da Vinci, a fost oameni laici și nu au fost oameni de cultură teologică. Este foarte greu să faci o pictură din lumini și umbre. Această pictură este lumină și umbră. Toate acele cercuri pe care vedeți dumneavoastră, în jurul lui, așa, reprezintă cercurile, așa, sau cerurile, faceți aminte, cum spune Sfântul Apostol Pavel, așa, că a fost răpit la cer, până la treilea cer și așa mai departe. Reprezintă cerurile și înălțarea, adică distanța până la tronul lui Dumnezeu. Este nu numai pictura în jos, dar dacă, adică nu pictură, nici n-aș putea să-i zic pictură, nu? Că nu e nicio culoare pe ea, nu? Și e numai lumină. În afară de veșmântul ăsta, care este așa de diafan, uitați-vă la chipul Mântuitorului Hristos. Este atât de senin, este atât de gânditor, este atât de adânc, atât de grăitor în cele spirituale,
încât în fața acestei icoane îți pleci sufletul și te vezi cât de mic ești în fața lui Dumnezeu. Îmbinarea de culori pe care o vedeți, îmbrăcămintea lui albă, așa pe care o vedeți, îmbinată de culori din prejur, galbenul, rozul, albastru, de jur împrejur, la o lumină aruncată, așa dintr-o parte, întreziși, arată ca o irealitate, arată ca un spirit care nu e legat. Dumneavoastră, vedeți, nu vi se pare dumneavoastră că icoana asta nu e legată de perete? Nu vi se pare că nu are nicio legătură cu peretele? Că este lângă perete? Că este ceva care este atașat de perete? Dumneavoastră vă închipuiți câte artă și câte gândire, și nu numai câte gândire și artă, dar câte revelație i-a dat Dumnezeu lui Părintele, se poate să facă lucrul acesta. Eu gândesc și eu și dumneavoastră și pe care gândim câte ceva, nu? Dar dacă ne apucăm să punem pe hârtie, nu reușim să punem, ce gândim, nu reușim să desemnăm noi. Dacă Părintele a avut această revelație. De aceea vă spun eu că Părintele a fost unic. Că Părintele acesta, care a fost atât de modest și care a făcut asemenea bijuterii pentru Biserica Ortodoxă, Părintele acesta, zic eu, nu lauda oamenilor, dar și-a făcut bietul de el, și-a făcut un loc sigur lângă Dumnezeu. Dar cine vrea după mine să-și acruce, cine vrea să vină după mine să-și acruce, să mă numeze mie, îi s-a imprimat în suflet acest text scripturit în această cruce. Unul de la biserică a plecat direct în pustie și iată pe aici cum se duce și cum se duce și cum se duce în pustie. Așa până ajunge la 47 de ani de pustietate, de trăire spirituală în pustietate. Azi. Mai mergem mai departe? Ha? Pe voi nu vă mai grăbiți? Nu mi le mandate cu toate. Așa, iubiților, din coace este sinodul la Efes, 431. Sinoadele erau prezidate de împărați. Și era atunci o mare erezie, așa, al Nestorie, care spunea că Sfânta Picioară nu este născătoare de Dumnezeu, și e născătoare de om, că a făcut un om. E un om mai desobit, dar e un om, nu e un Dumnezeu. Și pentru că era această discuție și pentru că secta lua proporții, atunci împăratul a rugat pe episcop, pe mitropoliți, ca să ia parte, adică să facă un sinod, adică o adunare a episcopilor și a hotărească care e adevărul, cum zice el sau cum este adevărul ortodox, adică pe care îl hotărăsc episcopii. A fost acest sinod de la Efes și a hotărât în plenul lor, bineînțeles, după discuții și după argumente teologice și după minunea care s-a întâmplat în sinod, chiar că Nestorie a căzut la pământ pentru păcatul pe care îl făcea spunând că Sfânta Fecioară e născătoare de om, a căzut la pământ. Cuvântul lui antropotokos, grecesc, care însemnează născătoare de om, antropos, om, așa, iar sinodul a hotărât dogma, care zice prea sfântă născătoare de Dumnezeu, teotokos, adică născătoare de Dumnezeu, teo înseamnă Dumnezeu și antropos, om. Și dincoace spune numirea dogmatică dată Maicii Domnului de către sinodul 3 ecumenic împotriva ereziilor Nestorie. Este aceasta o întreagă istorie bisericească, o dogmatică ortodoxă, înțelegi, care nu putea să o pună pe perete plastic, așa, decât un om de mare știință, de mare vreață, de mare talent, cum a fost Părintele Arsenie. De încolo sus,
este coborârea lui Iisus, coborârea lui Iisus la iad. Aduceți aminte că Mântuitorul Hristos, când a fost pus în groapă, cum scriu și cărțile bisericești, s-a coborât la iad și odată cu el a înviat, a scos din iad pe toți drecii Vechiului Testament. Și aici, între alții, vedeți dumneavoastră, toți care sunt acolo, din drepții Vechiului Testament, vedeți că și acest copil de departe aici, care e scris așa mai dezbrăcat, care nu este altul decât Abel, omorât de Cain. Și aceasta este învierea și coborârea Domnului, așa, la iad, și scoaterea din iad a tuturor drepții. Să mergem înainte, să lăsăm catapeteasma la urmă. Aici. Trecem aici, în partea asta. Iubiților, aceasta este judecata particulară a sufletului. Cine judecă sufletul? Mântuitorul Hristos judecător, de dreapta și de-a stânga stă Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezător. Dacă Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezător. Mântuitorul stă pe tron. Acesta este cântarul, iar acesta este degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu, care ține cântarul. Cea mai bună judecată a faptelor este acest cântar. Și ăsta e cântarul pe care îl întrebețeau oamenii și cel mai bun tericiile astea decât sau balanța asta decât tericiile. Ăsta nu poate să mintă, să greșească. Aici arată pregătirea omului pentru Sfânta Pocăință și înainte de moarte. Aici e spovedania. Aici este omul care se spovedește, aici e preotul și aici e Mântuitorul Hristos care iartă. Deci preotul nu este decât un martor între ce declară și între Iisus care știe. Și aici e zapisul păcatelor. Vedeți, aici este îngerul care are în mână un zapis. Când omul declară aici păcatul, îngerul șterge. Când omul declară ce a făcut, omul șterge, îngerul șterge. Dacă omul nu declară un păcat care l-a făcut, îngerul nu șterge și rămâne pe zapis. Așa. Aici arată în scrisul ăsta toate meritele și toate darurile pe care le aduce pocăința acelui care să primește această taină. Aici este omul care pleacă, bătrân și pe urmă așa, patul de moarte. Aici e sufletul care pleacă. Sufletul este fără sex, știți, nu? De aceea arată și așa, ca un copil. Aici este îngerul bun, care ia sufletul și îl pune aici în cântar, binele. Vine judecata sufletului. Aici spune partea îngerilor. Omul, în cinste fiind și nepricepând că este în cinste, alăturat s-a dobitoacelor și s-a asemănat lor. Psalmul 48:12. Vine partea cealaltă de dincoace, partea păcatelor. Iubiților, sigur, aceasta este una din învățăturile noastre de bază dogmatice, cum că noi avem viața dată de Dumnezeu ca un dar și că noi nu avem voie să facem ce vrem cu viața noastră. Că Dumnezeu vrea să facem numai bine cu viața noastră, adică să o păstrăm curată, să o păstrăm cu credință, să o păstrăm frumoasă și să o ducem lui Dumnezeu care ne-a dat-o. Iar dacă nu facem lucrul acesta, atunci ne luăm plata chiar la ce pe pământ. Aici arată gura satana, sigur, și aici care primește pe cei care păcătuiesc, și aici pune, după cum vine îngerul Domnului, vedeți, și pune și el un sul aici, un sul de hârtie, adică cu toate faptele bune aici. Aici vin toți demonii ăștia,
Vedeți, aici este unul, aici este unul, aici este unul, aici este unul, aici este unul. Și aceasta sunt toate păcatele. Iată, aici este o femeie, păcatul desfrânării, care totuși așa se vede aici. Asta sunt păcatele tinereții, păcatele tinereții. Dacă vede, aici este un ieduț, vezi? Adică până și de la copii încep păcatele. Și toți astea, păcatele copilăriei, ale tinereții, ale vârstei, ale bătrâneții, toate păcatele astea, adică toți deal, demonii ăștia, ei te-au scris la mână. Te-au scris, ai furat, ai jurat, ai făcut, ai grâs, așa. Fiecare te-a scris la rândul lui, fiecare este pentru păcatul tău, unul este pentru desfrânare, unul pentru furtul, pentru jermântul. Așa, și fiecare te scriu, așa, la catastivul lor. Când moare suflet, când moare omul și sufletul merge la judecată, ăștia vin aici și pun fiecare, de la tinerețe până la bătrânețe, pun aici surulele astea cu hârtie, cu toate păcatele. Și bineînțeles că unde atârnă mai greu, acolo se duce omul, nu? Și de obicei atârnă mai greu întotdeauna la rău. Părintele a avut această viziune magistrală, pe care eu am admirat-o, pentru a face așa imaginea. Adică arătând că ți-aduce păcatele tinereților scrise pe hârtie și puse aici. Sau păcatele tinereții sau păcatele bătrânețe spuse aici. Arătând plastic, frumos lucrul acesta. Am văzut, de exemplu, la mănăstirea Bistrița, undeva în tinda bisericii, unde este iarăși scena judecății viitoare a sufletului. Unde iar este un cântar ca ăsta, însă ce se întâmplă? Aici un demon mic, un drecușor de ăsta ca un șoarice, se agață de ăsta, de gârligul ăsta și trage de el în jos. Înțelegeți? Și asta nu e clar, asta e hoție. Adică să tragă de el în jos. Nu? Iar aici este drept că vine și îți arată păcatele, fără să mai tragă el și aici atârnă păcatele, sulul de hârtie care pune ăsta, trage cântarul, dar ăsta trăgea ca un șoricel, așa cu picioarele, și trăgea de ăsta în jos, așa ca un hoț, ca să tragă mai greu aici. Părintele a făcut această viziune, așa, această arătare a păcatelor noastre și cum se face judecata sufletului și este într-adevăr teologic, cultură teologică, este o viziune pentru. Sigur că, uite ce zice diavolul, dacă aici zice îngerul, omul, în cinste fiind, nepricepând, alăturat sau dobitoacilor și s-a asemănat al lor, psalmul ăsta, iată diavolul și ce spune diavolul, ce spune demonul. Zice aici așa, îl bătrân, știi că, două puncte, pe pământ ți-am ajutat. Adică omului care moare, care jură, care bea, care face, care drege, nu? Așa-i? Așa. Pe pământ s-am ajutat. Unul de altul l-am ascultat. Nu mi te-ai... Mie, mi te-ai dat în toate zilele. Nu sunt oameni care să blesteamă, să înjură, să dau răului, nu sunt. Sunt. Iată, îți vezi aici faptele și firile. Contrazicere, tăgadă, n-au fost între noi vreodată. Cum sunt unii oameni, că nu există între diavol și ei. Ei, ce diavolul fac și ei? În lume ai fost gura noastră. Nu-i așa? A diavolilor. Cum să te lăsăm pe din afară? Acum toate sunt gata să ții plata. Să aici mânca la data. Și-l ia și îl bagă aici. Deci își ia plata, nu există nimic a neplătit. Și aici și ăștia întreabă, când vine la judecată, la suflet, nu ne cunoști? Noi suntem lumea și viața ta, care ți-ai făcut-o, chipul nostru și asemnarea ta. Iubirile și răutățile tale pe pământ ne-au creat pe noi. Vezi? Iubirile și răutățile tale ne-au creat pe noi, diavolii. Noi suntem egoismul tău. Noi suntem tu.
Vezi? Cum le spune direct. Ce? Noi suntem tu. Ce ești tu, suntem noi. Sau ce suntem noi, ești tu. Așa. Peste noi nu treci și de noi nu scapi în veci. Pentru că suntem una pentru totdeauna. Iată argumentele de care nu mai scapă cel care nu se pocăiește, cel care nu se pregătește pentru viața de dincolo. Sigur că astea sunt luate din paterică, astea sunt luate din viețile sfinților, toate aceste texte. Iubiților, mergem mai departe. Sus de tot este nașterea Domnului, Betleemul. Iată, în partea stângă, magii de la răsărit cu cămilele, iată în partea dreaptă, staulul oilor, când îngerul anunță pe păstori că a înviat, adică s-a născut de Domnul Hristos, mergeți cu staul și îl veți găsi. La Mântuitorul Hristos, în staul, acolo arată cei trei păstori care duc ca jertfă lui Hristos un miel. Mai departe jos, aici, lăsând medalioane la parte, sunt Sfinții Gheorghe, Dimitri și Nestor, a căror viață o cunoaștem noi, viață de sacră, mucenicie, pentru credința în Dumnezeu. Pictura noastră este făcută, are și specificul de a fi făcut pe două registre, adică sus arată subiectul principal și jos arată explicația. De exemplu, aici sus arată judecata lui Hristos, judecata Sfântului, și jos arată sufletul. Aici arată Sfinții Gheorghe, Dimitri și Nestor, iar jos arată din timpul lor persecuțiile creștine. Aici arată persecuțiile creștine, aici este arena romană, aici sunt locile unde oamenii veneau, cum se ducă la fotbal, așa. Aici era arena unde scoteau pe creștini în arenă și dădea drum la fiară peste ei și îi mâncau și îi sfâșiau și lumea râdea și lumea se bucura. Era pentru ei, în sfârșit, aduce la minte că strigau paneme, cercensem, adică pâine și șocuri și distracții cereau și ei. Așa. Și aici este Nestor și Lie. Aduceți aminte că aveau ei un gladiator, romanii puternic, Lie ăsta, care tot așa când își bătea joc de creștini și când aducea lumea asta multă ca să vadă, așa, pe lângă că le dădea drumul în arene și îi sfârșeau animale sălbatice, mai făceau și al doilea număr sau altele mai multe, între care era acest gladiator Lie, care îi arunca pe creștini dacii direct în jos, unde erau niște țepi și cădeau direct în țepi. Îi omora și a văzut lucrul acesta și tânărul acesta, Nestor, și sigur s-a intrigat, i-a părut foarte rău și s-a dus în închisoare la Sfântul Dimitrie, și l-a rugat pe Sfântul Dimitrie să-i dea binecuvântare să lupte el cu Lie. Și i-a dat binecuvântare și s-a luptat cu Lie și vă aduce la minte că acest tânăr de 20 de ani l-a trântit pe Lie, l-a dat jos, adică a răzbunat creștinătatea și l-a dat jos în țepile acestea, sigur că împăratul l-a ucis și pe el pe urmă. Dar aici arată, vedeți dumneavoastră, ochiul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Cu această putere a lui Dumnezeu, acest tânăr, acest copil de 20 de ani, a aruncat pe gladiatorul acesta păgân în țepușile acestea și l-a omorât răzbunând pe cei care îi ucisese el. Aici e Sfântul Gheorghe și Sfântul Dimitrie, așa cum îi cunoaștem noi ca eroi. Aici este înălțarea Domnului la ceruri. Toți sfinții, între astea, noi avem și pe aici pe Sfântul, ăsta la margine, de jos, călugărul ăsta, care este, nu e altul decât, cine e? A? Părintele Calinic la Cernica, Sfântul Calinic la Cernica. Este el.
arată-ne țara cerului a Domnului Hristos, cu toți sfinții, cu îngerii care l-au dus până sus, iar jos după faptele apostolilor, Maica Domnului, care spune că peste faptele apostolilor peste 500 de persoane, Maica Domnului și cu sfinții apostoli, și ei arată cum se înălța Iisus în fața lor, s-a înălțat la cer, și când le-a spus, n-am să vă las singur și am să vă trimit un mângâitor. Iar cele două figuri așa albe, care sunt atât de semnificative și frumoși ca îngerii, sunt doi îngeri care îi încuraja și spunea, de ce vă uitați, de ce sunteți așa tristi? Acest Iisus care îl vedeți înălțându-se, va veni din nou și îl veți vedea pe el venit în orice ca la judecata viitoare. Este Mântuitorul Hristos pe curcubeu, așa cum sunt cele șapte culori, cele șapte taine ale bisericii noastre. Tocmai dragi, mai departe, avem lumina asta. Noi avem o, vă spun de Evanghelie, acesta este din nou, actualizat, să-i zicem noi așa. Noi avem o Sfântă Evanghelie care îi spune, că un om care nu știe altul decât Dumnezeu a făcut cină mare, și a trimis slujitorii să cheme pe invitați. Și invitații s-au lepădat. Cel din tâi a zis, mi-am cumpărat 15 lei de boi, mă duc să încerc, nu pot veni. Al doilea a zis, mi-a luat țarină, nu pot veni. Adică mi-a luat pământ, mă duc să-l văd, nu pot veni. Altul a zis, m-am însurat de curând și nu pot veni. Deci, vedeți dumneavoastră că cina pentru care era pregătită, toți s-au lepădat și n-au venit. În explicația teologică, cina care se făcea era pentru poporul evreu. Poporul evreu s-a lepădat de Dumnezeu și n-a venit la cină, adică n-a venit la credință. Mântuitorul Hristos se trimite pe ei spunând sus, așa, totul este gata, veniți la cină. Iar părintele actualizează și faptul că creștinii noștri nu mai merg la biserică și că au alte preocupări acum, moderne și tineretul modern, iată ce fac. Arată un tânăr modern care, uite, este într-un apartament ăsta modern, așa cum le vedeți, în costumul care este, fotoul în care este, telefonul, așa. Și zice el, m-am însurat de curând și nu pot veni la cină. Cina nu este asta, adică masa lui Dumnezeu. Iar asta e soția lui. M-am măsurat de curând și nu pot veni la cină. Și mai zice el mai departe, m-am măsurat. Mi-am rătunjit sarina. Ăsta în Evanghelie spune că și-a luat pământ, cât și-o fi luat el mai puțin așa. Dar ăsta modern zice, mi-am rătunjit sarina. Și aici este globul pământesc. Mi-am cumpărat 5 milioane de cai putere. Racheta. Caut locuință în altă planetă. Cosmos. Așa că rogu-te să mă ierți, nu pot veni. Nu mai avem noi, adică cei de astăzi, asemenea preocupări. Și astea sunt preocupările tinerilor, așa, și preocuparea lumii moderne. Părintele a făcut lucrul acesta și a făcut. El a fost și un om de curaj. Și a făcut cu foarte mult curaj lucrul acesta, așa, pentru care eu am avut discuții cu dânsul și a spus, nu, părintele, lasă așa. Era perioada care era, veneau în biserică și buni și răi și nu-i cunoașteam, așa, și puteau lua de fiecare scenă din asta și să ne facă neplăceri. Dar a rămas și a fost curajos și a rămas așa cum o vedeți, care le prezintă lumea modernă în comparație cu lumea spirituală. Jos este iar partea lumească. Partea spirituală este cerul, masa dumnezeiască,
la care Mântuitorul Hristos este împreună cu toți apostolii și ucenicii lui, adică cu toți creștinii. Are înaintea lui Sfântul Potir, după cum și Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul și toți apostolii. Vă aduceți aminte că la înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos, El a spus: cel care nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, n-are parte cu mine în cer. De aceea datoria creștinului de a se spovedi, de a se împărtăși de câteva ori pe an, cel puțin de posturile mari, pentru ca să poată să aibă parte cu Dumnezeu în cer. Acolo e lumea spirituală cu toți sfinții și pe frontispiciul fiecăruia spune și ce sfânt este. Dumneavoastră nu mă dați aici și sunt, poate, eu am zis că sunt poate 100 de porți, 100 de chipuri și poate și mai mult. Dacă numărăm și cei 40 de mucenici, așa și ce este sus și este aici și ce la unde, cred că sunt mai mult de 100 de chipuri. Și că este foarte ușor pe peretele acestea, foarte ușor să faci din șablon 2 sfinți, să umbli peretele și într-o săptămână să fie gata, decât să faci ceea ce se vede, care e într-adevăr imens și care nu poți să crezi, să imaginezi că un om poate să aibă atâta răbdare să facă așa ceva și nu numai răbdare de a pune pe hârtie, dar a gândi, că el a gândit lucrul acesta. Ei stau la o masă dumnezeiască, masa dumnezeiască, care are, așa cum vedeți dumneavoastră, și o față de masă. O față de masă. Fața de masă, ca la orice masă, are așa de pânză, are coborâtă pânza jos, vedeți? Masa este sus și de aici până aici față de masă. Cum e imaginea asta, da? Părintele Arsenie n-a lăsat să vopsească sau să tragă o singură culoare sau două, trei culori pe această pânză. Și a făcut din pânza aceasta, din fața asta, din masă, un jumăier și a făcut o nouă pictură. Și a luat-o de aici cu portretele. Făcând de aici, deasupra, s-a dat și eu. Adică, stătă la... Așa. Adică de sus. Așa. Ceea ce este Adam și Eva. După asta, ce este? Izgonirea, potopul. Așa, izgonirea din... Izgonirea. Și pe urmă potopul. Vezi că scrie... Legământul cu noi. Mai departe. Chemarea lui Moise. Chemarea lui Morel. Da. Da. De acolo credeți că cunoașteți și este bună vestire, nu? Așa. Și a făcut Părintele, asta este partea noului, Vechiului Testament, iar aici este partea Noului Testament. Este răstignirea Hristos, este învierea, coborârea Duhului Sfânt și toate sărbătorile astea până la judecata viitoare. Judecata viitoare care este ultima aici, așa, și care arată că și morții și păcătoșii din ea vor încerca să se ridice către Dumnezeu, adică răzumiesc pe lumină, dar nu vor putea ajunge decât așa foarte puțin și vor cădea din nou în roșu ăsta. Așa. Iubiților, sigur vă dați seama de aici câtă migală și câtă imaginație a avut omul ăsta și câtă migală. Cine credeți dumneavoastră? Credeți dumneavoastră că mai este ăștia să numești nebuni pentru Hristos care fac așa ceva? Avem noi o expresie în Scriptură, nebun pentru Hristos. Adică face orice pentru Hristos, așa, și pentru lucrul acesta Dumnezeu îl respectește. Cine credeți dumneavoastră că ar mai fi astăzi capabil dintre oameni să mai facă așa ceva și să aibă o asemenea răbdare și să aibă o asemenea viziune despre credința noastră și despre învățătura noastră creștină și bisericească.
Deci, iată o trudă, iată o muncă, iată o percepție. Jos arată tot așa prohodirea unui om care pleacă din lumea aceasta, nunta din Cana Galilei, prefacerea de cele 6 vasuri, prefacerea Apei Lumini, iar dincolo arată cei 40 de ucenici care în persecuția lor, între altele, au fost aruncați până la sfârșit în apă și vă duceți aminte că condiția pentru ca să scape era ca să se lapide de credință. Așa. Și cel care zbălăbăda, acela se va peră. Din punct de vedere al picturii, toate picturile sunt, toate icoanele sunt făcute de Părintele. Icoanele de sus, rândul prim de sus este al prorocilor, rândul de jos este al icoanelor împărătești. La mijloc este cina cea de taină, care este în mod deosebit făcută, spre deosebire de cina cea de taină al lui Da Vinci, care arată așa masa în linie dreaptă. Iar că la Părintele este făcută oval așa și este în mod deosebit. Icoanele mari împărătești sunt făcute de Părintele într-o tehnică foarte deosebită, adică sunt înfășurate în pânză, și tratate cu anumite substanțe, încât să lupte împotriva cariilor, niciodată să nu fie atacate de cari, și sunt lucrate extraordinar de minucios și de frumos, arătând aproape a nu fi cu pictură, a nu fi făcute din culori și arătând ca și cum culorile ar fi exact născute odată cu lemnul. Acolo este Apostolul Petru și Pavel, care sunt sprijinitorii bisericii, țin în mână Sfânta Biserică și biserica care țin ei la noi este Voronețul, despre care eu am pomenit-o Părintele, care mi-a făcut această plăcere, de a picta Voronețul în mâna Sfântului Petru și Pavel. Aici este Maica Domnului și Domnul Iisus Hristos, așa, într-o altă imagine decât aceea care o fac în mod clasic pictorii noștri mai busti, așa, aici este Sfântul Nicolae la margine, care este patronul și reclamă bisericii noastre. Pictura noastră este o pictură deosebită, pictura noastră este o pictură care este o avuție a bisericii noastre ortodoxe în general. Și că pictura aceasta ar fi trebuit păstrată și ar fi păstrată biserica întreagă ortodoxă. Iubiților, vedeți că în afară de Sfânta Pictură, așa, avem această mobilă pe care o vedeți, care sunt catapeteasma și strănile, care sunt făcute la piatra, la Târgu Neamț, lângă într-o comună, acolo care se mai pictori, și care e făcută cu minuțiozitate, cu dragoste, și care este să îmbină foarte bine cu pictura noastră. Această sculptură deosebită făcută în stejar și această pictură deosebită făcută de Părinte Arsenie formează un tot armonic, un tot în care dă frumusețea integră a Sfintei Biserici din Lărgăriș. Noi când am pictat-o și când am sfințit-o, am uitat să vă spun că înainte de a termina noi pictura, Părintele Arsenie a spus, eu l-am întrebat și am spus, Părinte, mai ai? Să-mi spui că termin. Părinte zice, eu i-am spus, mergeți mai repede cu pictura și vă duceți-vă și alte biserici, că era foarte solicitat. Și el mi-a spus, Părinte, n-am făcut nicio biserică, am mai lucrat la elefterie puțin. N-am făcut nicio pictură și nu mai fac. Asta este prima și ultima, pentru că nu o fac pentru lume, nu o fac pentru bani, și o fac ca o jertfă, ca un omagiu pe care îl dau lui Dumnezeu pentru darul pe care mi-l-a dat. Dumnezeu mi-a dat darul pe care mi-l-a dat, iar eu, ca omagiu, îi las în urmă mea această sfântă pictură ca să fie pentru voi toți.
cel vechiul de zile care le făcu preom. Ce splendor! Carele pentru noi oamenii s-a făcut om. Nicolae Cavasila, arhiepiscopul Salonicului. Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei, Niceea 325, simbolul de credință atanasian. Sfântul Dionisie Areopagitu, arhiepiscopul Atenei. Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforu. Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului Episcopul Ierusalimului, Moise prorocul, Iisus Hristos arhiereu, Melchisedec împăratul Salemului, adică al păcii, Sfântul Policarp al Zmirnei, Sfântul Andrei Criteanul, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Ciril al Alexandriei, Sfântul Grigorie Palama, mitropolitul Salonicului. Sfântul Grigorie Palama, mitropolitul Salonicului. Alemia Proștefane. Da. Mucenic Arhidiacon Ștefan. Și acum Sfântul Spiridon al Trimitundei. Sfântul Ierarh Nicolae din Mira Lichiei. Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei. Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfânta Evanghelie, Sfântul Apostol al Arhiei. Al Ierusalimului. Iată, eu cu voi sunt trup și sânge în toate zilele până la sfârșitul veacului. Policarp al Smirnei, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan cel Milostiv al Alexandriei, Ulfilas episcopul Goților. Sfântul Vasile cel Mare înaintea lui Festus, tirane, de acesta suntem bătuți. De surghiun nu-i pasă, avere n-are să-l deposedăm, iar de moarte nu se teme. Când i-am spus că nimeni nu mi-a vorbit așa, mi-a răspuns: se vede că încă n-ai întâlnit episcop. Sfântul Ioan Gură de Aur, iarăși se tulbură Irodiada, iarăși cere pe tipsie capul lui Ioan. Exilul Sfântului Ioan Gură de Aur, de la soborul întâi ecumenic, anul 325, Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei, Sfântul Spiridon al Trimitundei, la mijlocare.
al Sfântului Atanasie cel Mare pentru lupta sa împotriva arianismului. Ce căutăm pe Atanasie? Mergeți înainte. Din viața și pătimirile cuviosului Ștefan cel Nou, pe vremea împăratului iconoclast Constantin Cofronimul, care a tiranisit biserica între anii 741-775. Mucenicia Anei, sfânt și drept îl știu pe Ștefan. Iar cuviosul, primind mucenicia la 53 de ani ai vârstei sale, în 28 ale idelor lui noiembrie, cu vina de pe urmă: Ștefan mi-a făcut temnița mănăstire. Sfântul Ioan Damaschin, Patriarhul Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Tarasie, Împărăteasa Irina, Maica Domnului cu Mântuitorul. Constantinopol, 19 februarie 843, Duminica Ortodoxie. Și acum citești și Maica Domnului. Împărăteasa Teodora. Patriarhul Metodie Mărturisitor, Nicolae Cabasila, episcopul Tesalonicului, cuviosul Teodor Studitul. Vă mulțumesc din toată inima, sunt multe de vorbit, sunt multe de spus, ne oprim aici. Vă mulțumesc din toată inima, Dumnezeu să vă dea sănătate și putere să duceți mai departe tot ce ați văzut frumos la noi. Iar ce ați văzut mai puțin frumos, țineți pentru noi.